Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu, sunt urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi mi se pare o zi potrivită pentru a discuta despre administrația publică locală din județul Vâlcea și de a discuta despre acele administrații publice locale unde există și se poate dezvolta în condiții extraordinare turismul. Alături de mine este primarul unei localități din județul Vâlcea, doamnelor și domnilor, unde turiștii au dat năva la anul trecut, chiar dacă a fost pandemie. Vorbim despre Călimănești, orașul stațiune care în ultimii ani a cunoscut o explozie și imobiliară și turistică, dar despre asta o să ne povestească mai mult domnul primar Florinel Constantinescu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru această invitație și cu plăcere de fiecare dată, cum știți, că am dezbătut problemele administrației publice locale atâția ani. Da, domnule primar, sunteți unul din conducătorii administrațiilor publice locale și nu vă place să vă văitați când aveți dificultăți. Călimăneștiul a cunoscut în ultimii ani, așa cum am spus, o explozie din punct de vedere al dezvoltării. Au apărut foarte multe locații noi de cazare și pentru că administrația publică locală cumva și-a făcut treaba. Da, și eu spun același lucru, că noi ne-am făcut treaba pe de o parte, pe de alta, bineînțeles, că agenții economici, investitorii, care au fost mai noi sau mai vechi, da, în Călimănești, au simțit că potențialul acestei localități este foarte mare și rezultatele sunt cele care le-a spus dumneavoastră. Numărul de turiști au crescut an de an, sigur, până în 2019. Dacă ne raportăm în 2020-2021 la nivelul anului 2019, avem o scădere și ea este destul de mare, semnificativă. Da, dar nu din cauza, sigur, nu din cauza administrației publice locale sau a agențiilor economici cu profil în turism, și aici vorbim de locații de cazare, locații de tratament, de relaxare sau de alimentație publică. Deci, a spune sarea și piperul unui turism de calitate. Dumneavoastră ați pariat în calitate de primar, domnule Constantinescu, pe turism, acolo la Călimănești. Era oarecum și logic, da? Dar ați acordat o atenție sporită industriei hoteliere din zonă, ați acordat o atenție sporită investitorilor din turism din aceeași zonă. Ați venit cumva în întâmpinarea lor, astfel încât ei să-și poată să-și dezvolte aceste business-uri. Da, spuneam și cu alte ocazii că mă bucur că am avut inspirația unei strategii de dezvoltare a localității pe care am prezentat-o repede locuitorilor orașului nostru, agenților economici din turism și care a fost votată de administrație, de Consiliul Local Călimănești și acceptată de cetățeni și de agenții economici și eu nu am făcut altceva decât pe urmă să prioritizez lucrurile acestea de dezvoltare a localității și să căutăm să realizăm ceea ce ne-am propus. Ceea ce până la urmă am și promis. Da. Care ar fi, domnule primar, știu că venim după 2 ani grei. Chiar dumneavoastră ați avut o experiență personală pe această chestiune din care, iată, sunteți bine, sănătos, voinic, puternic. Mulțumesc, da. Da, vă doresc sănătate maximă, că acest lucru este cel mai important dintre toate, cred eu. Care ar fi proiectele pe care vreți să vă concentrați atenția în 2022? Da, noi lucrăm, ca și până acum, în două direcții foarte clare. În primul rând, îmbunătățirea infrastructurii orașului nostru, și aici mă refer la străzi, la utilități publice, la tot ceea ce ține, dacă vreți, de îmbunătățirea vieții populației orașului nostru, dar și pe direcția dezvoltării infrastructurii turistice, pentru că profilul nostru este cel turistic și spun de fiecare dată că
Pentru că suntem și ne simțim competitivi în acest domeniu, mai ales în domeniul turismului balnear. Cu siguranță turismul în Călimănești cunoaște în ultimii ani și o dezvoltare pe latura aceasta a turismului monahal, pentru că avem condiții deosebite. Chiar, da. Da, sunt puține localități, în județ poate niciuna, dar cred că și în țară sunt foarte puține, cu 4 mănăstiri și mănăstiri cunoscute, mănăstiri din cele mai vechi timpuri, cum este Cozia, mănăstirea Cozia, da, Stănișoara, 1388, mănăstirea Stănișoara, Schitul Ostrov, iar așa, sunt așezări domnești și mie îmi place să spun că localitatea noastră este o localitate domnească, având în vedere că și atestarea documentară să leagă de mănăstirea Cozia, deci de Mircea cel Bătrân, de cancelaria acestuia, care la 1388, prin cele două hrisoave, știți că amintește de multe localități, în primul rând de Călimănești, de Jiblea, dar și de județul Vâlcea, de Râmnicu Vâlcea, de alte localități care, iată, și-au găsit atestarea documentară destinul... la aceste... Hrisoave. Destinul localității Călimănești este legat de Mănăstirea Cozia, adică nu cumva, sigur este legat de Mănăstirea Cozia, este legat de, sigur, de Mircea cel Bătrân și eu aș vrea să, cum să vă zic, ori să confirmați legenda, ori să o negați, ori să, că circulă multe și uite acum mi-a venit în minte și mi se pare, chiar vreau să vă întreb chestia asta, știți că se vorbește, se zvonește că de la Mănăstirea Cozia există un tunel pe sub râul Olt. Da, nu-l cunosc. Nu l-ați văzut. Nu-l cunosc. Legendele nu pot să fie combătute, poate... da, nici puse, să zic, poate în discuție. V-a împărtășit cineva acest secret și dumneavoastră ați fi dorit să-l împărtășiți cu mine și cu cei care ne privesc. Cu tot dragul, dar vă spun cu sinceritate că nu știu de asemenea tunel, nu am fost niciodată și nici nu a fost... să zic așa, prezentat sau arătat un astfel de tunel. Dar încă o dată spun că legendele trebuie acceptate, ele nu se adică nu spuneți că n-ar fi, nu? Adică nu, nu și dumneavoastră credeți. Păi, sigur că place ca localitatea noastră să fie așa învelită în mister. În mister, sigur. Sigur. Având în vedere, încă o dată spun, activitatea de bază a acestei localități, care este turism. Că este turism balnear, pe primul loc, că este turism monahal, că este un turism de relaxare, așa cum a început în ultimul timp să simțim, că este un turism de afaceri, dacă vreți să știți și știți lucrurile acestea, că ani de zile la Călimănești firme importante au ținut să-și desfășoare seminarii, sigur, congrese, seminarii și de alte activități. Deci suntem totuși o localitate care putem oferi condiții pentru astfel de activități. Da, e clar că oricine vine în Călimănești are ce face. Cu siguranță nu se plictisește. Povestiți-mi un pic de mirajul Oltului. Știu că este în administrarea Consiliului Județean, da? Da. Așa, și mai am o întrebare, domnul primar. De ce acolo există acele vaporașe pe râul Olt de până la Mănăstirea Cozia și înapoi, da? De la intrarea în... așa? Din Jiblea Veche până din Jiblea Veche până la Mănăstirea Cozia și înapoi. Ele sunt investiții private, ca să zic așa, sunt business-uri private. De ce nu poate, iată, primăria Călimănești să dezvolte un asemenea business? Consiliul Județean Vâlcea? Consiliul Județean Vâlcea are dezvoltat un asemenea business, da, pentru că are pe Olt, până în anul acesta a avut o singură barcă, un cataraman, de anul acesta sau de înțeleg că vor fi două astfel de ambarcațiuni. Dacă mă întrebați de ce nu și primăria Călimănești, simplu. Primăria Călimănești trebuie să administreze, ea trebuie să dezvolte. Dacă vreți, ea nu este și nu vrem să o transformăm într-o afacere vis-a-vis de condițiile pe care le avem în Călimănești. Noi trebuie să oferim condiții ca privații, ca oamenii care sunt specializați pe aceste activități economice, să poată realiza astfel de activități. Și sunt convins că ei știu să administreze mult mai bine afacerile economice decât știe primăria Călimănești sau oricare, dacă vreți, după mine, administrație locală. Da, și asta este adevărat. Și acest lucru este adevărat, că administrațiile publice locale au un alt rol. Gândiți-vă că
trebuie să administrăm ceea ce avem, da, dar în același timp să dezvoltăm localitatea. Uh-huh. Ca să ne ocupăm și de activități economice, eu nu spun că este imposibil, dar cred că ne-am diminuat eforturile și deocamdată așa consider că este cel mai bine. Ce faceți, domnul primar, cu centrul de la Seaca? Aia era o gaură neagră pentru noastră. Era cumva o mare bătaie de cap. A fost și e, deocamdată, o situație cu care ne confruntăm. Am reușit totuși să închiriem toate cele 5 pavilioane. Am reușit să nu mai cheltuim și, din contră, să avem venituri din încasările pe care le facem din aceste închirieri, din impozitele pe care chiriașii le plătesc pe pământ, dar și pe clădiri. Cu alte cuvinte, a devenit o activitate profitabilă, lucru care nu poate decât să ne bucure. Sigur că ne-am fi așteptat să, după modul cum a fost prezentată, după modul cum a fost proiectată, ca profitul să fie mult mai mare și să fie chiar un bun economic. Acum dar acum nu mai cheltuim, încă o dată spun, este profitabil, suntem pe profit cu, cu această locație și în viitor vă asigur că își va găsi și această investiție un rol mult mai important, având în vedere proiectele noastre de dezvoltare a zonei de sud a orașului, deci cele păi haide să vorbim de Seata. Uite, haide să vorbim de proiectele de dezvoltare ale zonei de sud a orașului Călimănești. Cu toată plăcerea. În curând se va construi o bază sportivă în zona de sud, o bază sportivă de tip 1, deci cu un teren de fotbal și cu alte terenuri mai mici, cu nocturnă, cu tot ceea ce trebuie să aibă o bază sportivă modernă. Acest proiect este prin Compania Națională de Investiții. Deja au fost licitate lucrările de construcție a acestei baze sportive, având în vedere că proiectarea este unică, este un proiect tip și deci nu a mai fost nevoie de proiectare. Se află la Compania Națională de Investiții în perioada de evaluare a ofertelor financiare și sper eu ca începând, eu știu, cu primăvara acestui an să înceapă și construcția acestei baze sportive. De asemenea, avem depus la Ministerul Fondurilor un proiect foarte important, un proiect de construcție a două sonde de apă geotermală, dintre care una se află la Seaca. Prin construcția, am trecut și aici cu acest proiect de eligibilitate, este în zona de analiză tehnico-economică și sper eu ca până în vara acestui an să semnăm contractul de finanțare al acestui proiect. Un proiect extrem de important pentru noi, un proiect, dacă vreți, capital pentru dezvoltarea zonei de sud. Știți ce înseamnă pentru noi apa geotermală? Este pur și simplu o resursă, o bogăție a subsolului zonei noastre. Dacă poți să scoți din pământ și odată cu construcția unei astfel de sonde în zona Seaca, sunt convins că, pe urmă, este un pas de a dezvolta acolo o mare bază de relaxare cu multe bazine de apă geotermală pentru a le oferi turiștilor din Călimănești și nu numai. Vrem să construim acolo și o clinică pentru recuperare sportivi, având în vedere această resursă și sursă minerală. Deci, vă dați seama că știm ce avem de făcut adică în zona respectivă. Adică vă întindeți oarecum? Nu ne întindem deloc. Oarecum reușim să punem în valoare ce potențialul, să zic, zonei respective și, dacă vreți, potențialul localității noastre. Seaca, o zonă care a fost așa, cam cenușăreasa Călimăneștiului, a fost tot timpul lăsată în urmă. Vreau să spun că străzile din Seaca la ora actuală sunt modernizate, arată bine. Vreau să spun că oamenii din zonă sunt niște oameni muncitori și
tot timpul a plecat spre nou. Vreau să spun că în multe luni ale anului sunt ocupați cu cazări pe care le oferă turiștilor veniți în Călimănești și care au căutat altceva decât condițiile unui hotel. Sunt și oameni care vor pensiuni mici, care vor posibilități de, dacă vreți, de odihnă într-un cadru natural, mai restrâns, natural și familiar. Da, da, da. Sunt și oameni care preferă genul acesta deci, de cazare. Seaca nu mai e de multe zonă izolată. Da, era cumva... Știți, noi spunem și știți lucrurile astea, că am oferit posibilități de cazare și localitățile din jurul, localităților sau cetățenilor din localitățile din jurul Călimăneștiului. Da, mă refer la Sălătrucel, Berislăvești și la alte zone. Cu atât mai mult cu atât mai mult al locuitorilor orașului nostru. Și mă refer la Seacă, mă refer la Jiblea Nouă, Jiblea Veche. Jiblea, exact, da. Jiblea. Este o zonă care mie mi-e foarte dragă, mi-e și aproape. Și... Da, este o zonă, ați văzut, în dezvoltare. Este o zonă unde proprietățile imobiliare au căpătat valoare. Și o zonă cu o frumusețe aparte. Și o zonă cu o frumusețe aparte, având Oltul în vedere că e Oltul acolo, având în vedere că tot timpul zilei este locul însorit. Da. Este o zonă neaglomerată, este o zonă unde s-a construit cu cap, unde străzile au lățime, să zic, impresionantă. Și sunt perpendiculare. Și sunt perpendiculare și unde am putut să dezvoltăm un proiect de modernizare al acestor străzi, zic eu, în condiții foarte bune. Da. Bun, deci... Tot în Jiblea Nouă trebuie să vă spun că la ora actuală modernizăm școala cu clasele 1-4 din localitate. În jurul acestei școli va lua ființă un parc pe care îl oferim copiilor de la școală, dar și copiilor din localitatea Jiblea Nouă. Tot la Jiblea Nouă dezvoltăm un teren de sport multifuncțional, artificial de data asta. Tot la Jiblea Nouă avem în construcție și în reabilitare Căminul Cultural, care va avea o altă destinație, dar tot oferit pentru desfășurarea activităților culturale din localitate. Avem un proiect foarte important pentru localitatea noastră, de data aceasta cu cei de la îmbunătățiri funciare, un proiect la care s-a muncit cu mulți ani în urmă, dar care, iată, anul acesta a fost prins în bugetul consolidat al statului pentru anul 2022 și, cu alte cuvinte, există finanțare pentru acest proiect de preluare a apelor torențiale, de combatere a eroziunii solului, gândindu-mă la Jiblea Nouă, care este o localitate în plan orizontal și s-a dezvoltat pe orizontală, da, și unde, iată, datorită așezării mai jos decât a celorlalte zone, apele torențiale au făcut cam întotdeauna pagube importante. Și mi se pare că e și mai jos decât nivelul Oltului și atunci eu... Da, am putea spune, dar zona mai mult de sud a localității și deja pasăm problema către localitatea învecinată, către Pești. Da, domnul primar, PNRR v-a făcut cu ochiul, adică a zis, băi, vin milioanele orice, de euro... Orice posibilitate de finanțare face cu ochiul. Eu sunt învățat și la Călimănești, asta am făcut până acum, ca majoritatea proiectelor să fie finanțate prin finanțările acestea europene, mai ales pe POR, pe programe operaționale de dezvoltare regională. Însă am primit în ultimul timp, să zic, posibilitățile de a primi finanțare prin PNRR. Sigur, există și acolo posibilități și cu siguranță vom încerca să le valorificăm toate aceste posibilități. Mă refer, dacă vreți, la eficientizare energetică, deși în PRR îi spune altfel, dar intervenția moderată
asupra clădirilor publice sau a celor, a construcțiilor care adăpostesc mai multe familii. Deci au titlurile diferite, dar în fond lucrările sunt aceleași ca la eficientizare energetică. Deci, mă refer la digitalizare, da. Sunt totuși oportunități. Vedeți, da. Oportunități. Păi, categoric. Vedeți și că el ar putea să funcționeze și că dumneavoastră ați putea să atrageți acești bani, să faceți proiectele acestea. Toată lumea se vaită, știți? De aia întreb. Parcă a spus că noi nu ne vaităm. Nu, căutăm posibilități și știm bine ce avem de făcut și dacă ele corespund cu sau se suprapun pe strategia noastră de dezvoltare, cu siguranță și se suprapun. Avem câteva activități și bine am enumerat. Pe eficientizare energetică, de exemplu, trebuie neapărat să rezolvăm clădirea primăriei. Trebuie, de asemenea, am început eficientizarea energetică la blocurile din Călimănești. Am realizat câteva dintre ele, pe ordonanța 18. Trebuie cumva eficientizată. Păi trebuie eficientizată, da, i-a venit și ei timpul. Da, plus că cred că este o clădire monument aceea. O clădire, nu este o clădire monument, este o clădire, e o clădire veche, care totuși s-a construit în anii 1920, 1925, iată. 27, a fost terminată chiar 1925, deci are 100 de ani și este o clădire importantă și, și arhitectural, dar având în vedere activitatea care se desfășoară acolo, cu siguranță va trebui să intervenim cât de repede putem. Da, la sfârșitul anului trecut, domnule primar, ați luat decizia în Consiliul Local să-i acordați onoarea de cetățean de onoare, iată, unui tânăr de 24 de ani, un sportiv, Rareș Toader, unul dintre cei mai buni atleți la aruncarea greutății din lume. Și în acest fel, cumva, v-ați arătat interesat și de zona aceasta a sportului, de performanță. Copiii în ziua de astăzi nu mai sunt atât de susținuți, iată, de administrații publice locale, de nici rare și el a reușit să ajungă acolo prin forțe proprii, ca să spun așa, sigur, sprijinit foarte mult de familie. Știți, când am venit în 2012, spuneam la toată lumea că eu vreau ca acest oraș să aibă o viață socială. Și vorbeam de multe terenuri de sport, vorbeam de multe locuri de joacă pentru copii, de locuri de relaxare, de parcuri de care să se bucure atât locuitorii noștri cât și turiștii. Și ușor, ușor am început să realizăm că sunt foarte importante aceste lucruri și să putem oferi tinerilor din localitatea noastră cât mai multe posibilități pentru mișcare, pentru a desfășura activități sportive. Avem și o echipă de fotbal în Liga 4, este adevărat, dar care, iată, este pe primul loc și are toate șansele să, ca la anul să fie în Liga 3. Susținem noi, cei din administrația locală, toate aceste activități. Referitor la Rareș, noi n-am făcut altceva decât să-i recunoaștem meritele, exact, da. Pentru că meritele lui sunt incontestabile. Este un sportiv care s-a calificat la Olimpiada de la Sydney, știți cu toții. Deci el ne-a obligat să-i oferim acest titlu de onoare, așa cum spuneți și dumneavoastră. Mai ales că el a fost format în Călimănești de către bunicul său, deci totuși și prin oferirea condițiilor pe care această localitate le pune la dispoziția profesorilor, a tinerilor, a celor pasionați și care vor să facă performanță în acest domeniu. Da. Mi se pare important, mai ales că Rareș Toader chiar și-a dedicat aproape toată copilăria. Da? Da, și... Nu, el acolo a crescut. Exact. Acolo s-a format viața ca om și ca sportiv. Exact. Da. De tânăr, așa cum spuneți dumneavoastră, cu eforturi foarte mari, cu sacrificii foarte mari. Exact. Și el trebuie să fie un exemplu pentru mulți tineri din orașul nostru. Trebuie să vă spun că este o localitate cu un potențial și în acest domeniu enorm. Tinerii din Călimănești sunt niște tineri viguroși și predispuși la astfel de activități sportive.
Am observat lucrul și acesta. Și unde să facă sport, domnule? Și au. Și au. Unde să facă sport, pentru că avem două săli sportive, săli de sport în Călimănești, la cele două școli, adică la liceu și la școala generală. Sunt multe alte terenuri de sport pe care sunt puse la dispoziția tinerilor din Călimănești. Este terenul de fotbal de care am vorbit. În curând vom construi și o bază sportivă la Seaca, acolo, pentru tinerii din Călimănești și pentru echipe din acestea sportive. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă la început, așa spuneați că ei se dezvoltă fără ca neapărat administrația locală să contribuie, nu, oferim ceea ce este necesar unei generații care trebuie să crească frumos și viguros. Da, important, foarte important. Mie încă o dată nu vorbesc de posibilitățile de a face ciclism în Călimănești, de a face, aveți piste, dacă vreți, nu avem piste omologate, dar vom avea. Da. Ei, da, ați înțeles cu hidroelectrica? Că acolo cred că era buba. Nu ne-am înțeles cu hidroelectrica. Nici nu ne plângem, cum a spus, dar acționăm. Și în curând, eu sper că vom reuși și vom face și acele piste de biciclete. Ca dar știți foarte bine, știți foarte bine că acolo chiar există oameni pasionați, nu? Cum este Dora, care an de an desfășoară un turneu important. Mi-ar plăcea, domnule primar, ori să vin cu bicicleta de la Râmnicu Vâlcea la Călimănești. Asta nu zic că o să reușesc din prima, dar aș putea să-mi propun. Sau, dacă nu se poate, măcar Călimănești-Brezoi. Mi-ar plăcea. Și mie mi-ar plăcea și o să aveți posibilitatea, nu știu când, dar nu face parte din strategia noastră de dezvoltare și, păi nu, atunci avem nevoie de mișcare. De mai multă mișcare. Bun, bugetul 2022, domnule primar. E, bugetul ce 2022 vi se pare important de punctat? Păi este foarte important de punctat faptul că și de data aceasta banii pe care i-am prins pentru dezvoltare, pentru investiții, să zic, bugetul respectiv este mai mare decât cel pentru cheltuielile curente. Deci ăsta este un lucru important. Este, de asemenea, tot încercăm să echilibrăm cheltuielile cu veniturile, având în vedere multe proiecte pe care le avem deja finanțate și la care trebuie să contribuim cu cofinanțarea respectivă. Pe final, domnule primar, că am început cu faptul că orașul Călimănești este în topul preferințelor turiștilor, în top 5 din țară, da? Top 3 investiții care să vă aducă și mai mulți turiști în Călimănești în 2022. Pădurea Parc, da? Frumos. Am trecut de și de Ministerul Justiției, se află la Secretariatul General al Guvernului pentru a fi pus pe masa executivului pentru obținerea hotărârii de guvern sau pentru a da hotărârea de guvern. Sunt 20 de hectare de pădure aflate deasupra hotelului central și sperăm noi să facem acolo un parc de relaxare pe care să-l oferim atât turiștilor cât și locuitorilor noștri. Sună divin. Păi da, așa va fi. Deci eu nu mai am niciun fel de teamă în acest sens. Astea sunt primele trei. Da. Un alt proiect pe care mi-l doresc obligatoriu este acela de construirea celor două sonde. Una aflată în Căciulata, acolo unde zona se află în plină dezvoltare imobiliară, și cealaltă la Seaca, care v-am spus că poate să dezvolte toată zona respectivă. Și trei, bineînțeles, că, dacă vreți, anul acesta, este cel legat de modernizarea străzilor, determinarea proiectului 13.1, care conține 5 componente, și este foarte important pentru localitatea noastră. Unul dintre ele este reabilitarea Casei de Cultură Florin Zamfirescu, care sper eu ca în acest an să se termine. Cealaltă latură este, deja v-am vorbit de componenta din Jiblea Nouă, dar și de modernizarea și reabilitarea a
8 km de străzi, foarte important. 10 secunde, că n-am apucat să abordăm subiectul politic, astăzi la guvernare, domnule primar, cum vi se pare? Deci... Nu, eu lucrez în administrație și că sunt la guvernare și când nu sunt la guvernare, trebuie să administrăm și să dezvoltăm localitatea. Perfect, mulțumesc mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază plăcută și vă aștept și mâine de la 15:15 cu o dezbatere foarte interesantă pe teme politice. La revedere!